Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect interesant, dar în același timp controversat. Vorbim despre vaccinare, despre necesitatea efectuării acestui procedeu. Salut prezența în studio a domnului Anatolie Melnic, șeful secției epidemiologie a bolilor prevenibile prin vaccinare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara! Și a domnului Fadi Nagacevski, jurist. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule Melnic, încep această ediție cu dumneavoastră prin a vă întreba. Spuneți-mi, vă rog, vaccinarea în Republica Moldova este obligatorie? Da, conform articolului 52 din legea numărul 10, vaccinarea este obligatorie. Ce înseamnă obligatorie? Vă rog. E obligațiunea statului de a asigura procesul de vaccinare, ce include preparate vaccinale, remedii pentru administrarea lor, lucrători medicali. Asta e obligațiunea din partea statului cu vaccinuri calitative, calificate de Organizația Mondială a Sănătății. Și de altă parte este obligațiunea persoanelor de a se vaccina pentru a nu răspândi bolile care pot fi, sigur, prevenite prin vaccinări și nu crea epidemii în țară. Dar poate un părinte renunța ca copilul său să fie vaccinat? Vedeți că pornim de la chestiunea. Sunt regulile de circulație rutieră, da? În care e scris cum trebuie să conduc, cum astea. Dar există și penalități pentru cei care nu respectă aceste reguli. Da, părintele poate să se refuze și lucrătorul medical poate să omită vaccinarea în dependență de starea sănătății copilului. Părinții care refuză fără nicio cauză obiectivă vaccinarea din diferite motive nu cred că procedează în folos și în favoarea copiilor, deoarece prin vaccinare este protejat copilul de suferințele bolii și de pericolul decesului. Dar lucrătorul medical poate sugera părintelui ca copilul să nu fie vaccinat? Da, fiecare copil înainte de vaccinare este examinat de lucrătorul medical și în caz dacă lucrătorul medical, stând de vorbă cu părintele, examinând copilul, vede că copilul, starea de sănătate a copilului la moment nu permite vaccinarea, am văzut că vaccinarea este amânată pe un timp oricare până și starea sănătății copilului se recuperează. Contraindicații permanente pentru vaccinare sunt foarte rare. În primul rând, este o reacție alergică, tip șoc anafilactic, anafilactoid, în urma dozei precedente de vaccin. Și a doilea, sunt patologii destul de serioase în care este afectat sistemul imun, cum ar fi, zicem, SIDA, de acum boala SIDA, nu? Infectare cu virusul HIV. Sunt patologii a sângelui grave, da. Sunt patologii oncologice. Bun. Și în cazul tratamentului cu preparate imunodepresante, dacă persoana mai supraviețuiește, adică își revine sistemul imun, atunci el poate fi vaccinat cu alte scheme de vaccinare, cu un grafic mai leger de vaccinare. Dar, spre regret, asemenea persoane, dați să spunem ce se întâmplă în realitate, ei nu supraviețuiesc foarte mult, fiindcă sunt dubărâți de patologie de bază, zice, oncologic sau o boală sângelui sau alt. Da. Domnul Agacevski, prin răspunsul său, domnul Melnic spunea că, într-o oarecare măsură, este obligatorie vaccinarea în Republica Moldova. Fac în acest context și trimitere la decizia Curții Constituționale din 2013, care a confirmat, pe de o parte, constituționalitatea prevederii ce justifică neadmiterea copiilor vaccinați în procesul de învățământ. Vreau să ajungem, iată, la acest aspect. Pe de o parte, vaccinarea care statul ne sugerează și ne zice că totul este bine. Pe de altă parte, copiii noștri nu sunt admiși în instituțiile de învățământ. Vă rog să rămânem în această albie. Da. Deci, în primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Melnic pentru faptul că a avut o poziție echilibrată. Ne-a spus anumite lucruri extrem de importante cu privire la riscurile vaccinării, deoarece părinții urmează să cunoască. Într-adevăr, dacă este să vorbim de vaccinare, începând cu anul 2009, ea a devenit obligatorie pe teritoriul Republicii Moldova și obligația este asigurată prin neadmiterea copiilor nevaccinați în instituțiile
de învățământ. Adică ei sunt eliminați din sistemul educațional al Republicii Moldova. Școli, grădinițe. Asta, da, avem o altă alternativă? Alternativă educațională la domiciliu nu există decât pentru o perioadă determinată și doar în cazul în care copilul este lipsit absolut de posibilitatea de a se mișca. Asta este indicat expres în legislație. Avem și un răspuns de la Ministerul Educației oficial obținut la interpelarea deputatului Odno Stalco cu privire la chestiunea în speță. Deci problema care văd eu este următoarea. Ce este vaccinarea? Statul a recunoscut că asta este o intervenție medicală. În situația în care asta este intervenție medicală, ea atentează la dreptul la sănătate, eventual chiar și la viața noastră. Or, cunoaștem cu toți că riscurile vaccinării, mici ele cât, nu, cât de mici nu ar fi, există până la decesul persoanei. Șoc anafilactic, paralizie craniocerebrală, infecția mădovei oaselor, meningită, care consecințele pot fi extrem de grave. În condițiile date, intervenția respectivă trebuie să fie liberă. Ea nu trebuie să fie impusă. Este inadmisibil să impui o asemenea intervenție. Deci, dacă să vorbim despre practica statelor Uniunii Europene, observăm un lucru. Da. Într-o parte, într-un anumit număr de state există obligativitatea vaccinării. Însă, în cazul în care părintele refuză, el este sancționat. Deci responsabilitatea este personală a părintelor. Eventual, eu accept. Eu nu neg, deci obligativitatea vaccinării, condiția asta. Eu sunt pentru obligativitatea vaccinării, însă instrumentul de asigurare a numărului suficient de persoane vaccinate este după mine un șantaj contra părintelui. Deci părintele trebuie să-și asume liber, informat, responsabilitatea pentru respectivul vaccin. Domnul Găcevski, noi de fiecare dată vorbim de fapt de reacții adverse când vorbim de vaccin. E o temere firească, ar spune cei mai mulți dintre noi. Regia a reușit să facă legătură cu o mamă care ne va spune mai multe ce s-a întâmplat de fapt cu copilul ei și de ce s-a ajuns în această situație. Vom încerca să aflăm și poziția mai târziu a domnului Melnic raportate la aceste cazuri și la ceea ce numim noi consecințele vaccinării. Este o mamă a cărui nume nu-l putem divulga din anumite considerente pe care o salut în cadrul acestei emisiuni. Alo, bună ziua! Bună ziua! Mult stimată doamnă! Vreau să aflu istoria de viață a copilului dumneavoastră, mai bine zis, de pe urma vaccinării. Ce s-a întâmplat? Care au fost consecințele? Deci, copilul l-am vaccinat în 2013. Da? Și de ce țin minte asta? Fiindcă am fost fix la un an, fiindcă era bolnavă. Am așteptat, peste o lună i-am pus. Anume, de aici s-a schimbat viața noastră. Despre ce vaccin este vorba, ne puteți spune? De vaccinul ROR. De vaccinul ROR. Și care au fost consecințele acestei vaccinări? Dintr-un copil fericit și zâmbitor, peste noapte s-a schimbat foarte mult. Plângea permanent, nu puteam să o liniștesc, nu dormea, era apatic, mărăcănoasă, practic totul alt copil. Deci vreau să vă spun că acum avem autism. Și un autism sever, e un copil non-verbal și nu se deservește deloc. Da, adică cum au reacționat lucrătorii medicali după vaccin? Păi au spus că nu o să aveți nicio reacție, nu poate fi de la vaccină. Au spus că da, se mai întâmplă reacții adverse, dar asta 1 la 100.000 de cazuri. Dar copilul dumneavoastră a fost pregătit pentru acest vaccin? A fost pregătit, că au spus că e o vaccină destul de ușoară. Și copiii portă foarte bine. Iată, domnul Nagacevski e prezent în studio, are și dânsul o întrebare, vă rog să-l ascultăm. Domnul Nagacevski. Bună seara, doamnă. Spuneți-mi, vă rog, careva cercetări prealabile, careva analiză înainte de vaccinare respectivă, dumneavoastră, ați făcut? V-a fost recomandat de către medic ca să faceți anumite analize prealabile. A doua întrebare. Dumneavoastră, ați fost informată de către medicul care v-a aplicat respectivul vaccin cu privire la riscurile aplicării vaccinării? Fiindcă eu vă spun că în privința ROR există 30 de situații riscante care pot să apară conform prospectului. Dumneavoastră, ați fost informată unde a fost produs respectivul vaccin? De acum la sfârșit am aflat că
produsă în India. Când ați aflat? Atunci, la momentul vaccinării, cineva v-a anunțat despre asta? Deja era introdusă. Adică dumneavoastră ați fost invitat așa ca, să mă scuzați, ca pe o persoană, mai bine zis ca pe o ființă irațională și vi s-a spus, trebuie să faceți. Așa înțeleg eu. Da, m-a luat foarte repede, medicul de familie a insistat foarte mult, parcă am fost luată, dusă de val. Fără să mi se explice nimic, pot să spun că nici medicul pediatru n-a verificat copilul. Da. Noi vă mulțumim mult, stimată doamnă. Vă dorim sănătate, în primul rând, pentru că este cea mai scumpă. Domnul Melnic, vreau un comentariu. Iată, cred că asemenea cazuri sunt tocmai cele care bulversează societatea și se cere o anumită explicație. Haideți să pornim de la faptul ce putea să se întâmple, care a fost... De la fapt autismului. Da, haideți, da, vă rog. Așa fi, am spus mama, că autism. Da. Vreau să zic că de acum, de peste 20 de ani, de când Organizația Mondială a Sănătății a evaluat toate riscurile, inclusiv autismului, care poate fi sau nu poate fi cauzat de vaccinul contra rugiolei, orionului și rubiolei. Și nu s-a constatat nici o cauză de interacțiune dintre aceste două evenimente. Ca atare, autismul este o boală, să zicem așa, care apare, premizele apariției ei, încă este la nivelul formării copilului intrauterine. E pot să dezvolte mai repede sau mai târziu. Mama, zici că până la acea perioadă copilul da, e ok? Da, până la o perioadă oricare copilul poate fi ok, dar după aceea se dezvoltă sisteme evenente de autism. Și au fost așa, tot într-un proces de judecat, nu vreau să deschid detaliile, da. Nu pierdem timp pentru asta, dar a fost stopată vaccinarea în Marea Britanie, în Statele Unite ale Americii. Au trecut un an, doi, trei, vreau să zic că vaccinul dat nu s-a aplicat, dar autismul a proiect cu aceeași frecvență, independent de folosirea vaccinului. Domnul și Melnic, prin investigații suplimentare, ați fost constatat că nu are nicio legătură autismul cu vaccinul ROR. Da, reacții adverse? Reacții adverse la vaccinul ROR, care sunt observate, că noi undeva la noi se vaccinează în anual la 120-130 de mii de persoane, la diferite vârste, merge vârsta și la vârsta de 12-15 luni, și la vârsta de 7 ani, și la vârsta de 15 ani. Și în afară de cât 5-7 cazuri de 130 de mii undeva de o formă ușoară de orion care trece în timp de 2-3 zile fără niciun tratament absolut, e o formă ușoară care are o subfibrilitate, care are o tumefiere ușoară a glandelor salivare, vreau să zic că alte evenimente nu sunt observate. De atâta, asta este ceea ce spune doamna, este o coincidență că autism avea să se dezvolte oare cu vaccinarea ROR, oare fără vaccinarea ROR. Domnul, până a aflat punctul de vedere a domnului Nagacevski, un răspuns scurt. Spuneți-mi, vă rog, pe procesul documentării am întâlnit, spre exemplu, niște date foarte interesante. Japonia este o țară care refuză acest vaccin ROR. Cum se explică? Nu aveți informații juste, nu vaccinul ROR, dar în Japonia a fost o perioadă de câteva luni când ei s-au refuzat de vaccinul contra papiloma virusului uman. Da. Vreau să zic, care a fost situația? Este perioada de adolescență, care adolescența au particularitățile lor psihologice și fiziologice. Și a fost niște atacuri de spaimă, de teamă. Și atunci când vaccinarea se face în colectivități, și fiecare urmărește ce se întâmplă cu persoana, este o reacție de frică, de siringă, de lucrătorul medical, de injecție. Am înțeles. Și după aceea s-au făcut studii experimentare și în Japonia continuă vaccinarea contra papilomul virusului uman. Da. Domnul Nagacevski, cu părere de rău, acesta este doar un singur caz pe care îl auzim adesea în societate. Mamele din ce în ce mai mult se arată a fi îngrijorate asupra calității a ceea ce numim noi vaccinare.
Haideți să pornim, iată, de la cazul pe care l-am auzit împreună și să vorbim despre faptul că dumneavoastră o întrebați despre țara de unde era produs acest vaccin, să le luăm toate de la un capăt. Dar până ajunge la asta, cu privire la cazul Japoniei. Deci în 1989 a fost introdus vaccinul ROR, indicat de către Organizația Mondială a Sănătății, ROR. Deci peste un an de zile eu am constatat statistici alarmante de creștere a îmbolnăvirii cu rujeolă. După aceea eu am modificat respectivul vaccin și au introdus noțiunea de ROOR. În 91 ei au renunțat și la respectivul vaccin. De altfel, programul lor nu este obligatoriu de vaccinare. Deci în același timp cu privire la autism, colegul de platou insistă că problema este una genetică. În condițiile în care problema este una genetică, se insistă că, uite, în codul nostru genetic, la anumite persoane ar exista, să-i spunem, un ADN defect. Dar în situația în care o serie de părinți se plâng că urmarea vaccinului se pornește autismul, eu înțeleg că în cazul dat este vorba de un anumit element ADN care este într-o stare amorfă și respectivul ROR, pur și simplu trezește la viață acest element al ADN-ului și asta este o chestie normală. De altfel, în Statele Unite ale Americii, dacă să vorbim de SUA, nu se neagă cu legătura dintre autism și ROR. Ba din contra, există o serie de hotărâri judecătorești ale instanței federale prin care autoritățile sunt impuse să repare prejudiciul material și moral cauzat urmarea erorii medicale, sau mai bine zis, a prejudiciului care este adus de către respectivul vaccin. Deci au un fond special, global, de câteva miliarde de dolari din care sunt reparate prejudiciile. Domnul Gacevski, 6% din copiii din Statele Unite, dacă nu mă înșel memoria, nu beneficiază sau nu doresc să fie vaccinați. Respectiv, ei merg, sunt încadrați în instituții de învățământ. E o încălcare. Haideți, deci, haideți să vorbim despre condiții alternative. În primul rând, la dânsul există o pătrucă mult mai largă de persoane care sunt scutite de la obligativitatea vaccinării, printre care sunt și elementele religioase. Deci, în cazul în care religia nu ți permite să aplici respectivul vaccin, atunci ei sunt scutiți de obligativitatea de a-și aplica respectivele vaccinuri. În același timp, iau instituții de învățământ alternative, private, adică există structuri alternative care le oferă posibilitatea de a învăța, de a-și educa copiii. Niciun stat în lume, în afară de noi și Ucraina, că în Ucraina e și problemă ca și la noi astăzi, nu și-a permis să limiteze, să excludă, nu că să limiteze, să excludă din sistem niște copii nevinovați. Eu mă întreb, că eu citeam decizia de sistare a controlului constituționalității din 2013, care într-adevăr a fost aprobată cu 3-3 la solicitare, dar sesizarea a făcut-o avocatul poporului. Da. Modul speculativ în care a fost abordată problema de către cei judecători care au votat pentru constituționalitate. Aici vorbesc de Valeria Șterbeț, aici vorbesc de Petru Răileanu și aici vorbesc de ex-președintele Curții Supreme de Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase, care m-aș făcut prost de rag în situația în care am ridicat problema vaccinării. Și o spun asta în public, ca să știe toată lumea care a fost abordarea domnului președinte a Curții Constituționale la o situație extrem de dramatică ce ne afectează întreaga Republica Moldova. Toate mamele sunt extrem de bulversate de situația creată. Deci ei au reținut următoarele. Că, uite, conform unei spețe din Germania, în cazul în care copilul, în calitate de măsură disciplinară, copilul poate fi eliminat pe o anumită perioadă din sistemul educațional. Măsură disciplinară a copilului. Deci copilul, să spunem, se comportă obraznic, da? El este suspendat pentru o săptămână de zile în Republica Moldova. Ce se întâmplă? Mama nu-i aplică vaccinul, copilul este... Asta este măsură disciplinară împotriva cui aplicată. Eu răspund personal pentru mine, dar copilul nu poate să răspundă pentru acțiunile mele. Este o vorbă rusă, sunt zața nevatvete. Deci intervenția medicală nu poate fi impusă. Comparația cu regulamentul circulației rutiere sunt două drepturi diferite. Este un drept relativ cu la libertatea de circulație și este dreptul absolut cu dreptul la viață și dreptul la sănătate, care nu poate fi limitat într-un mod abuziv. Deci asta este primul element. În același timp, ei au reținut o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, Solomachin vs. Ucraina, menționând că acolo nu ar fi constatată violarea articolului 8 din Convenția Europeană dreptul la viața privată. A fost un element, un nu acolo. Deci persoana a refuzat de vreo 7 ori vaccinarea și la un anumit moment a acceptat să-i fie aplicată vaccinul. Și datorită acestui fapt, Curtea Europeană a constatat că nu poate să găsească elemente de forțare a acelui domn ca să-și aplice vaccinul. În condițiile Republicii Moldova este elementul de forțare, de șantaj. Astăzi,
tu nu ai alternative. Fie îți duci copilul la școală, fie nu ți-l vaccinezi și ești eliminat din sistem. Ai o altă alternativă, să-ți iei cătrafuțele și să pleci în Republica Moldova, că o să-ți oferi condiții Uniunii Europeană. Deja nici Federația Rusă nu-și permite așa ceva, nimeni nu-și permite. Ucraina. Ucraina, ca și Republica Moldova, are o partidă de vaccini care expiră la sfârșitul anului 2018 și de altfel aici măcar au respectat bunul simț și au adus vaccini belgiene spre deosebire de Republica Moldova, care au adus vaccini indieni. Nu trebuie să mă întrebați, că vă spun eu răspunsurile la toate solicitările care le-am făcut. Ministerul Sănătății îmi spune că a fost import de vaccine care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova la 2 august 2018 și serviciul VAMAL îmi răspunde că în genere vaccinul MAN ROR pe teritoriul Republicii Moldova nu a intrat în anul 2018. Și eu mă întreb, dar ce se află în acele ampule, în acele fiole? Eu am răspunsuri oficiale. Avem o serie de întrebări. Domnul Melnic, haideți să le luăm de la un capăt. Luăm de la ultimul capăt. Vă rog. Da, serviciul VAMAL are perfectă dreptate. Vaccinul ROR, documental, în țară nu a intrat, fiindcă noi achiziționăm vaccinurile prin sistemul de asigurare UNICEF, care asigură cu vaccinuri de la producători calificați de Organizația Mondială a Sănătății undeva în 70 țări ale lumii. Toată documentația se perfectează în limba engleză. Și iată declarația VAMALă, care este din data de 2 august, sub numărul 5871, în care scrie Measles, Mumps, Rubella. Adică asta e denumirea vaccinului în limba engleză. Păi cei de la VAMA, când ei nu sunt specialiști în domeniu, s-au uitat ROR nu a intrat, dar Measles, Mumps, Rubella a intrat. În țară, este document. Este codul tarifar pentru fiecare serviciu prestat de către VAMA. Vreau să zic că de aceea că este document că el a intrat în țară, el a primit originalul declarației VAMALE, este la Ministerul Sănătății în contabilitate. Noi am primit vaccinul de fapt în viu. Eu cu mâinile mele am participat la descărcarea lui, la verificarea lui documentară și ceea ce este. Și la depozitarea lor... La care punct VAMAL? Spuneți-mi, vă rog, că eu știu la care punct VAMAL să mă adresez cu respectiva solicitare. Punctul VAMAL din aeroportul Chișinău. Deci la aeroportul toate Chișinău. Toate vaccinurile vin prin punctul VAMAL. Ați fost la punctul VAMAL aeroport, așa ați participat la descărcare? Sau dumneavoastră de la aeroport le-am luat, am preluat personal. Și eu personal. Ok. Și la descărcare și dezambalare și depozitare lor. Eu sper că e vorba de o confuz, sincer. Sper foarte mult. Este un covoz de atâta, e mai bine de verificat faptele, eu vreau de să le faci publici. Iată, există această discuție în societate. Sunt răspunsuri oficiale de la două instituții care se bat cap în cap. Deci, există această discuție axată pe țara în care sunt produse aceste vaccinuri. Majoritatea sunt de lumea treia, nu? Stați o lecție. Vă rog, spuneți. Vreau să zic că toate vaccinurile se produc în întreaga lume, de toți producătorii, de niște standarde elaborate și aprobate de Comitetul de Experți Independenți a Organizației Mondiale a Sănătății. Nimeni nu produce vaccinuri din capul lui și unde vrea el. În afară de asta, de ce noi am proces că procurăm și înainte, de când e Republica de pe anii 2000, și până acum se procură vaccinuri numai de la producători calificați de Organizația Mondială a Sănătății pentru livrarea vaccinurilor în sistemul Națiunilor Unite, adică prin UNICEF. Noi am trecut din anul 2015-16 la procurare exclusivă a vaccinurilor doar prin secție de aprovizionare UNICEF. În afară de precalificare, ce înseamnă că întâi se califică, după aceea se produce. Și după aceea este o urmărire a calității, din fiecare de lot de vaccin produs lasă monstre. Domnul Melnic, dumneavoastră mă asigurați că iată că... Și independent de țara unde se produce, vaccinurile, dacă ele sunt precalificate de Organizația Mondială a Sănătății, cu atât mai mult procuratori prin UNICEF, cu UNICEF are și experții lui independenți, care de rând cu ceilalți verifică și urmărește calitatea vaccinurilor. Domnul Melnic, independent rog, de țara de producere, vaccinurile sunt calitative. Când sunt produs, lotul ăsta de vaccin, când este produs? Spuneți-ne, vă rog, noi știm că el expiră în 2019. Când este produs? Vreau să zic că el e produs an curent, în lunile martie-aprilie.
Și este documentare... Dumneavoastră, serios vorbiți? Respectivul lot de vaccin, dacă expiră în ianuarie 2019 și el este produs în martie-aprilie? Domnul Grăcevski, de unde ați luat datele că el expiră în ianuarie 2019? Deci eu... De unde ați luat datele astea? De pe cutia respectivului vaccin. Vreau să zic, de pe care cutie? Cutia vaccinului care a fost aplicată fiului meu. Da, noi avem un lot de vaccin, au rămas încă 3.000 de doze, care sunt procurate anul trecut, tot în perioada în luna iulie, care da, într-adevăr, ele zvălave până în ianuarie 2019. Este așa vaccinul în uz, dar el, termenul lui de valoritate n-a expirat. Și 3.000 de doze la 40.000 de copii care se nasc la noi în țară într-o an de zile, asta e un nimic tot, el o să fie folosit de plin și e vaccin calitativ și vaccin nu e cu termen de valoritate expirat. Vaccinurile care au fost aduse la data de 2 august în țară are unul termen de valabilitate până în 2022 și altul are până în noiembrie 2020. Da. Vreau să zic că... Adică, domnul Agacev, deci, privirea vaccinului din Spune-ți. Ian, care noi l-am depistat că expiră în ianuarie 2019 și conform verificărilor la producător, el este produs în anul 1996. Deci vă explic. Vaccinurile produse cu mulți ani înainte, odată la 2 ani ele pur și simplu sunt mereu examinate la 24 de luni. Eu mă întreb, de ce noi trebuie să păstrăm respectivele vaccinuri o atâta perioadă sau eventual să le importăm pe teritoriul Republicii Moldova, cunoscând că ele expiră în ianuarie 2019. De ce și în Ucraina se întâmplă același caz? Mi apar o serie de suspiciuni cu privire la valabilitatea respectivii tranzacții, în general, și dacă aici nu este o schemă de corupție. Și eu am să vă mai spun un lucru interesant. Da. Deci noi avem vaccinuri belgiene care le aplică instituțiile private, fiindcă noi în 2012 am avut import de câteva vaccinuri belgiene. Eu am înțeles că, din câte înțeleg, asta a fost pentru naciarnici și a dus de către sistemul medical de stat pentru ca să nu fac probleme, că ei nu vor să aplice de asemenea vaccinuri indiene pentru copiii săi și respectiv pentru ei le-au pus vaccinuri belgiene. Deci vaccinurile belgiene noi le găsim la instituțiile private care se vând cu 2000 de lei, dar conform ordinului aprobat de către agenție, Priorix-ul este la 31 iulie 2018 este introdus noțiunea de Priorix și stabilește prețul din nou între 58 dolari, asta înseamnă 158 de lei. Am verificat încă un lucru extrem de interesant. La momentul adoptării diferitor acte normative, hotărâri de guvern exista cu privire la prețul de producător, privire la rata de beneficiu a persoanelor și atunci adică Camera de Comerț și Industrie a Americii a spus, voi oameni buni, dar voi în principiu stabiliți doar prețul de producător, dar voi nu stabiliți rata de beneficiu care ar putea să aducă urmare a vânzării respectivelor vaccinuri de către producători. Astfel, noi avem statistici oficiale că respectivele vaccinuri sunt cumpărate prin intermediari 2-3 ori mai scump chiar de către stat, iar aceștia, prețul de producător e 158 de lei, dar te duci la dânsă și ei cu 2000 de lei. În Belarusia, spre exemplu, îl cumperi cu 40 de dolari la privat, același Priorix, și încă cu privire la tulpini, fiindcă noi vorbim despre rojuola. Rojuola are diferite tulpini, dependent de genofondul diferitor regiuni. Deci regiunea belgeană și respectivul vaccin, în Priorix, o are întrânsul tulpina Schwarz. Tulpina diminuată a infecției Schwarz. Schwarz asta este pentru Belgia, Luxemburg, Olanda. Cei ce sunt de India, el are întrânsul Asmundsen Zagreb. Deci el este pentru ștamul Zagreb, Croația, Serbia. Croația, Serbia și Muntenegru. În Republica Moldova noi avem un ștam sălbatic, nu știm care este acel ștam și dacă cumva acel ștam... Eu să intervin. Vă rog. Nu vreau să apelez la persoană, dar eu... Dar eu vreau să vă spun altceva. Nu vă amestecați în competența organizațiilor internaționale și experților internaționali. Sunt instituții speciale care se ocupă zeci de ani cu toată chestiunea asta.
Da, sunt diferite tulpine, dar ele toate sunt aprobate de Organizația Mondială a Sănătății. Noastră ați declarat nu... epidemie împotriva cărei tulpine ați declarat epidemie. Voi puneți ca noi spunem vaccin împotriva epidemiei. Eu încerc scuze. Vreau să știu și eu care tulpine. Dacă continuă, într-așa vreau să cred asta, eu sunt nevoit să mă refuz mai departe de participare la emisiune. Fiindcă să aduc aberații absolut științific neargumentate, niște păreri, nu știu de-a cui ești personal. Care sunt argumentele dumneavoastră? Și luate de pe internet. Nu treceți la persoană, eu v-am spus din start. Nu atacați la persoană. Vă rog, am terminat. Vă rog, rămâneți pentru eu cu așa obrăznicie. Cu așa obrăznicie nu pot să fiu de acord cu așa obrăznicie și cu dezinformarea populației largi. Eu am câteva întrebări. Iată, eu sunt convins că aveți intenția de a proteja sistemul. Mai departe eu mă refuz de participa în emisiune. Gata, la revedere. Nu. Am terminat discuțiile cu așa obrăznicie și cu așa... Succes, domnule! Eu nu pot continua mai departe. Noi avem nevoie de un expert pentru telespectatorii noștri. Vă rugăm ca să încheiem această discuție constructivă. Vă rugăm frumos ca să luați loc. Vreau să zic ceva o comportare civilizată. Vă rugăm de să luați a nu învinui toată lumea cu niște aberații științific, neargumentat și neverificat. Da. Mă scuzați, dar dreptul de a critica statul este garantat de Constituția Republicii Moldova. Libertatea de exprimare îmi este garantată de Constituție și de Convenția Europeană. Niciun funcționar public nu va faci. Nu avem ce discuta mai mult. Spuneți-mi, vă rog, diferența dintre vaccinile indiene și cele belgiene. Eu v-am spus, toate vaccinurile se produc după niște standarde aprobate de Organizația Mondială a Sănătății. Și indiferent de țara de unde se produc ele, ele sunt calitative și demonstrează eficiența. Luăm vaccinul produs în India. Da. Noi, cu vaccinul produs în India, cu ștamurile astea care se conțin în conținutul vaccinului, noi am stopat epidemia de rujeolă de anul 2001-2002. Când am introdus vaccinul SARS, noi am stopat epidemia. Noi am ajuns până la faptul că noi în 2008, cu vaccinul ăsta, 2008, 2009, 2010, 2011, n-am avut niciun caz de rujeolă în țară. Noi nu avem de acum mulți ani la rând cazuri de rubeolă în țară, cu vaccinul dat indian. Noi avem cazuri unice de orion, și mai preponderent pentru persoanele nevaccinate. În 2017 de orion s-au îmbolnăvit, dintre cei îmbolnăviți de orion în 2017, 98% erau vaccinați contra orionul. Este statistică oficială a Ministerului Sănătății. Eu vă rog să nu, să nu interveniți, domnule, să nu întrerupeți. Că eu o să plec de emisiune, fiindcă așa nu voi tolera niciuna. Eu nu pot suporta. Vă rog, domnule, chiar uitați. Acum eu pot să vă spun, încă, să vă mai spun eu încă. Uitați-vă, am niște date. Ce vă spun, ascultați-mă pe mine și vă spun eu. Vă rog. Niciun vaccin nu are eficiență de 100%. Dar nici 2%. Niciun vaccin nu are. Vreau să zic, eficiența vaccinurilor e între 92 și 98%. Cea mai mare eficiență are vaccinul contra hepatitii virale B. Domnilnic, ia uitați-vă. De atâta se întâmplă cifre. Cazuri de boală și pentru persoanele vaccinate. Iată, eu pregătindu-l pentru emisiune am găsit ceea ce spunea și domnul Nagacevski, prețul pentru ROR la 158 de lei și prețul pentru clinicile private de 2000 de lei. Cum se explică? Vreau să zic că despre prețul de la clinicile private ar fi bine să întrebați pe dânsă, dar... Dar e același lot? Ne asigurați că e același lot? Acolo se plătește nu vaccinul, dar se plătește serviciul de vaccinare. În serviciu de vaccinare între plata lucrătorilor medicali, toate cheltuielile, zicem, de regie, De întreținere edificiului, vreau să zic, de transportarea vaccinului și de păstrarea vaccinului și așa mai loc. Departe. Nu există nicio diferență. Vreau să zic, există diferență că sunt diferiți producători. Și există, vreau să zic, dacă acolo ștamul Gerling, între acestea e, vreau să zic, ștamul Urabe. Dar ștamul Urabe este în vaccinurile ROR produs în Franța. Același ștam Urabe se folosește, el se folosește Institutul Serum Institutul of India, care produce vaccinul dat ROR, el se exportă în 70 de țări ale lumii.
inclusiv America Latină, inclusiv în alte țări europene, inclusiv în țările și din Asia și din Africa, în toate lumea. Până aflat punctul de vedere a domnului Nagaces, vă întrebam și înainte de emisie, ne asigurați că, iată, acest vaccin îl primește și un locuitor, nu știu, a orașului New York și unul a Chișinăului? Vreau să zic că în cazul dacă Statele Unite cumpără, dar ei produc vaccinul lor la dinși pe loc. Noi am lucrat cu vaccin donat din Statele Unite ale Americii în anul 2008. Am avut 100.000 și aceeași eficiență s-au demonstrat 3 vaccinuri. Vaccinul produs în Franța, vaccinul produs în India și vaccinul produs în Statele Unite ale Americii. Aceeași eficiență și cu aceeași, să zicem, manifestări post-vaccinale și așa mai departe. Domnul Nagaceschi, ați mers la Curtea Constituțională în care ați solicitat în alte curți să expun pe marginea acestei probleme. Vreau să ne deschideți parantezele, să ne spuneți care este starea de lucruri, care e poziția curții, care este poziția oamenilor, pentru că știu că într-o perioadă relativ scurtă, chiar prin intermediul rețelelor de socializare, ați simțit susținerea mai multor concetățeni de ai noștri. Domnul Ghilețchi astăzi a venit cu o reacție pe marginea problemei discutate. Vă rog. Deci, înainte de a mai expune asupra sesizării la Curtea Constituțională, vom menționa un lucru. Astăzi se insistă atât de mult asupra aplicării vaccinului ROR în legătură cu faptul că noi avem o epidemie. Deci, în condițiile în care există epidemie, este obligatoriu întâi a stabili ștamul sălbatic, după aceea să importi acel vaccin care este eficient anume împotriva acestui ștam. Ștam, am verificat în Federația Rusă. Într-un mod straniu, Federația Rusă deja își produce propriul vaccin ROR, ținând cont de specificul genofondului său. Fiindcă în cazul în care tu iei de la un alt genofond și introduci genii străini genofondului tău, există probleme în ceea ce privește imunizarea cetățeanului împotriva respectivului vaccin. De altfel, este un lucru interesant. Rujeola nu cunoaște tratament. Există doar antipiretișile și eventual bagi augmentin în copil pentru ca să nu crească numărul de leucociti în organism, atât. Dar tratament centrat anume pe infecția respectivă nu există. Da. În condiția în care nu există tratament centrat, cum poți să-l imunizezi de ceva asupra căruia în societatea nu a găsit tratamentul, nu l-a găsit, cum poți să vaccinezi împotriva la ceva care nu există tratament. În ceea ce privește sesizarea Curții Constituționale, am observat poziția ex-ministrii Glavan, Ruxanda, care l-a atacat într-un mod barbar, urât, pe domnul Vladimir Odnostalco pentru faptul că a depus sesizarea la Curtea Constituțională, invocând că exista o hotărâre a Curții Constituționale din 2013 cu privire la setarea controlului constituționalității. Deci pe această cale eu am să anunț pe doamna Glavan că eu am scris respectiva sesizare și pentru ceea ce este acolo indicat, eu mi-asum toată responsabilitatea și voi menționa că conform hotărârii Curții Constituționale din martie 2016 este indicat cu titlu de autoritate de lucru judecat, că deciziile de sesizare a controlului constituționalității se aplică doar inter partes. Adică, la acel moment, avocatul poporului a contestat respectiva lege, respectiv decizia este aplicabilă doar lui, ea nu este aplicabilă erga omnes. Asta ca procedură. Deci, în condițiile date, noi nu avem niciun temei de a pretinde că acea decizie este aplicabilă pentru toată Republica Moldova. Și în orice moment, orice cetățean care este afectat de situația creată, este în drept să adreseze, conform procedurilor, fie pe cale excepției de neconstituționalitate, fie prin intermediul subiectului cu drept de sesizare. Deci, în condițiile speciale, este vorba de deputat în Parlament care are drept de sesizare. De ce am apelat la deputat în Parlament? Fiindcă în cazul în care eu merg pe calea excepției de constituționalitate, trebuie să trec întâi procedura prealabilă, după aceea trebuie să înaintez în instanța de judecată, deci trece și două luni de zile trebuie să aștept. În condițiile în care eu aștept două luni de zile, asta eu trebuie să accept că copilul va fi eliminat din sistem minimum pentru două luni de zile. Statul își asumă responsabilitatea de a reabilita educațional acel copil după o perioadă de 2, 3, 4, 5, 6 luni. Ești de fondul problemei. Deci fondul care l-am invocat, în primul rând, statul nu are instrumente alternative pentru a asigura educarea normală și dezvoltarea normală a copilului pentru copiii care sunt eliminați de sistem. Al doilea, în cazul în care tu îți aplici vaccinul, Ministerul Educației a făcut o scrisoare expresă unde își pasează orice responsabilitate cu privire la sănătatea și riscurile care ar putea să fie cauzate sănătății copilului. Deci se încalcă dreptul la reparații împotriva unor acțiuni licite
a autorităților publice. Da. Previzibilitatea legii, dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la conștiință, dreptul la informație. Haideți să ascultăm, domn Melnic. Pornim de la faptul, bănuiesc, nu sunt medic de formare, dar bănuiesc că în cazul vaccinării unui copil, în procentaj de, nu știu, 100 de mii, există riscul ca să avem reacții adverse. Mă veți corecta dacă nu este așa. Respectiv, întrebarea mea reiese din ceea ce spunea și domnul Nagachevski. Statul susține aceste persoane care au avut, nu știu cum să le numesc eu, ghinionul, iau în ghilimele de rigoare, ca să fie tocmai acel la 100 de mii? Vreau să zic că întrebarea asta nu-i dat la adresa necesară, deoarece eu n-am competențe juridice de a spune ce e astea. Dar statul, da, statul asigură tratamentul gratuit în caz de asemenea fenomene și statul asigură asistența socială a persoanei în caz dacă e legat cu chestiunea asta. Eu mă ocup cu vaccinările și sunt în procesul de vaccinări din anul 1983. Să cotiți că de acum sunt la 35 de ani. Noi reacții adverse cauzate de vaccin, cu atât mai mult cazuri letale legate de vaccin sau de vaccinare în țară nu am avut. Toate cele ce s-au întâmplat au fost ori asfixie mecanică a copilului care tot a fost mitizat, ras, diferit, sau sunt coincidență cu alte situații, vreau să zic, de patologie, care până la moment nu era depistat și așa mai departe. Domnule, dar un copil se pregătește pentru vaccinare? Vreau să zic, nici un copil, dacă starea sănătății la moment nu îi permite, el nu este vaccinat. El este examinat de medicul de familie și la necesitate, dacă sunt careva suspecții la o patologie oricare, el este consultat, el este investigat, detailat și după aceea numai se ia decizie când el este apt de a fi vaccinat. Dar părintele este informat? Da, părintele este informat. De producător, de... Vreau să zic că... Dar care chestiunea? Eu numai anul ăsta, din luna ianuarie începând, mă tic că dacă n-am vreo 60 de ieșiri în diferite emisiuni televizate, la diferite posturi de televiziune, da, care au fost solicitat, care au acceptat spre ea și am spus și despre calitatea vaccinurilor și de unde vaccinul e important și așa mai departe și așa mai departe. Eu nu înțeleg de ce se speculează. Mai avem, cred că, se speculează și se dezinformează populația și nu cred că emisiunea asta de azi o să ducă favoare sănătății copiilor și securității statului. Deoarece... Eu, în calitate de jurnalist, m-am străduit ca să avem puncte de vedere deosebite ca cei care ne vizionează să poată trage niște concluzii. Domnul Nagachevski, într-o minută jumătate, spuneți-mi, vă rog, ce urmează? Am înțeles că aveți intenție de a merge la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Da, este adevărat. Noi, deci am sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, cel mai straniu, fiindcă toți spun că noi am aberat când am apelat la instrumentul sesizării Curții Constituționale. Sâmbătă am început campania asta de colectare semnăturilor. Luni, la ora 4, am depus sesizarea la Curtea Constituțională. La ora 7, actuala ministra Sănătății deja anunța că noi am atins limita de 95% de vaccinare. Astăzi, la sediul Partidului Democrat, domnul Ghilețchi anunța despre faptul că a fost suspendat procedura asta de eliminare din sistem a copiilor pe o perioadă, nu știu, investigații ce vor să facă. Deși eu sunt convins de un lucru. Să înțeleg că dacă copilul meu nu este vaccinat, de mâine poate merge la școală. Reieșind din ceea ce am auzit eu astăzi, asta ar reieși. Dar dați să vedem ce o să fac mai departe instituțiile de stat. De ce eu presupun că a intervenit această reacție? Deoarece astăzi președintele Curții Constituționale este domnul Poale Lungi, care înțelege foarte bine cum funcționează sistemul Curții Europene. În același timp, noi în sesizare am solicitat suspendarea actului legislativ perioada examinării cauzei în fond și dumnealor Curtea Constituțională, dacă nu ar fi suspendat guvernul, presupun că ar fi pronunțat o încheiere de suspendare a actului legislativ până la examinarea cauzei în fond. Da. Și nu exclud că astăzi Republica Moldova are frică
că noi să ne adresăm din numele mămicilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și încearcă acum să blocheze sistemul ăsta de victim status. Și datorită faptului că copiii au acces la Curtea Europeană, ei speră că Curtea Europeană nu va intra la examinarea cauzei în fond. Dar ei se greșesc. Eu voi sesiza din numele părinților toate instituțiile responsabile. Mulțumesc mult. Domn Melnic, domn Nagacevski, eu vă mulțumesc pentru prezența în acest studio și vreau să obțin promisiunea de la domniilor voastre că veți mai da curs invitației noastre, pentru că această temă nici pe departe nu a fost epuizată în cadrul emisiunii de astăzi. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă întotdeauna. O seară bună alături de Accent TV.